Cetățenilor li se recomandă să nu scoată frunzele și crengile uscate în stradă, pentru că acestea nu pot fi duse în Baia Mare, unde se transportă în această perioadă gunoiul de la Sighet. Ținând cont de faptul că rampa de la Sighet, rampa de deșeuri menajere de la Sighet este închisă și deșeurile menajere le transportăm la Baia Mare și chiar la Oradea, preferabil ar fi ca aceste deșeuri de grădină să fie scoase cât mai puțin. Se știe că atunci când se va implementa managementul integrat al deșeurilor, fiecare gospodărie va primi un compostor și toate aceste deșeuri vor fi depozitate în fiecare gospodărie pentru a face compost și a-l folosi ca și îngrășământ în viitorul an, eventual. Directorul Societății de Salubrizare din Sighet, Sorin Israel, a mai precizat că la rampa din Baia Mare nu pot fi depozitate vegetația uscată și molozuri, dar că acestea sunt colectate și duse în altă parte dacă este nevoie. Deci pentru moloz noi avem un loc stabilit și îl putem colecta, molozul, lângă fosta rampă de gunoi. Iar știu, frunzele și crengele, am zis, preferabil ar fi să fie păstrate în gospodărie. Reprezentanții Societății de Salubrizare au precizat că în perioada următoare cetățenii municipiului Sighetul Marmației vor trebui să facă o colectare selectivă a deșeurilor. Pe viitor aș vrea să anunț cetățenii municipiului că vom aplica o colectare selectivă a deșeurilor, întrucât se știe că în rampele astea de deșeuri menajere ecologice nu se mai depozitează deșeurile care pot fi reciclate. Bine, cetățenii o să fie anunțați, o să tipărim niște programe, și dar e bine de știu dinainte că de acum pentru deșeurile menajere va trebui să scoată chiar numai deșeurile menajere, fără alte, știu, deșeuri, care se vor colecta separat. Deșeurile electronice, deșeurile de plastic, deșeurile de carton, de sticlă. Colectarea selectivă va fi aplicată după ce va fi funcțională rampa temporară din Sighet.